Trebuie să învățăm să prețuim normalitatea, oricât de mult credem că apreciem femeia în general, va trebui să învățăm să o apreciem și în politică. Aveți parlamentari destoinici, doi dintre ei sunt doamne, dar nu prea aveți doamne candidat. Le urez succes celor trei care au îndrăznit în această lume a bărbaților să facă pasul spre o candidatură. Și vă rog un lucru, pentru că sunteți oameni care înțeleg ce înseamnă standardul normalității în politică. Îi rog pe cei doi candidați și pe Gheorghe Flutur și pe domnul primar Lungu să țină cont de propunerea pe care eu și Vasile Blaga o facem în mod constant. 30% minim cotă de gen pe locuri eligibile și la Consiliu și la primărie. În ciuda acestei declarații, deputatul liberal Sanda Maria Ardeleanu se declară nedumerită de motivele pentru care nu se respectă statutul PNL, care prevede o reprezentativitate feminină de 30%. Mă întreb de ce nu se respectă prevederile statutelor partidelor, sau mai bine spus, de ce a mai introdus în aceste texte, cu limbaj de lemn, o asemenea mențiune legată respectarea cotei de gen, în general de minimum 30%. Mă întreb când vor înțelege și bărbații că trebuie să lupte pentru o corectă reprezentare de gen în societate, aceasta însemnând asigurarea reprezentării ambelor sexe în proporție de cel puțin 30% pe listele de candidați. Am sperat că așa se va și întâmpla, dar cifrele se prăbușesc de la un an la altul. Se pare că anul acesta va fi și mai rău dacă evaluez doar în funcție de ceea ce se întâmplă strict în jurul meu și continui să mă întreb, de data aceasta cu voce tare, de ce amânăm aplicarea unui principiu care ar face foarte bine întregii societăți, întărindu-ne tuturor convingerea că democrația nu este doar clamată, ci și respectată, că nu trăim într-o iluzie, ci chiar în realitatea mileniului 3, se întreabă Sanda Maria Ardeleanu. În România, femeile sunt reprezentate în proporție de 30% în guvern și abia 11% în rândul parlamentarilor.